Mă pregătesc să intru în apă. Mi-am pregătit labele. Neoprenul. Ghetele. Labele nu se pot lua decât cu ghea. Evident, masca și tubul. Și hai la apă. Labele o să mi le pun în apă. Să-mi spăl un pic masca și după aia dau drumul. Acum, ce să vă spun, costumul de neopren este pentru scufundări mai mult, sau dacă este apa rece, știi, într-un anotimp mai neprietenos, primăvara, toamna, sau pur și simplu este apa rece, un râu, nu știu. În cazul de față, la suprafață este o pătură de apă caldă, nu e o problemă, dar dacă te scufunzi, jos e rece. Și e mult mai comod așa. Asta este un costum de vară, e un costum ușurel. Dar am și costume mai groase tot cu glugă, cu tot ce trebuie. De 5 mm. Pentru ape reci, să mă fi dus în 7 mm grosimea costumului, nu am avut nevoie, nu m-a atras. Aș putea să intru, dar nu am fost tentat, pur și simplu. Dar ca să știți că există și că este foarte, foarte comod. Așa. Dacă am o părere de rău, este faptul că nu mi-am luat camera, nu mi-am luat GoPro să fi făcut niște filmări și pe sub apă. Pentru că sunt lucruri frumoase de văzut chiar aici, la noi, la Marea Neagră. Sunt o grămadă de plante pe fundul apei, sunt o grămadă de pești, o grămadă de melci, scoici. M-am întâlnit și cu căluți de mare, bancuri de pești, cu chefali. Era chiar interesant și frumos. Dacă doamna nu ar fi avut o problemă să omorâm scoici și melci,
Mă duceam cu un sac de plasă după mine, cu un cuțit din ăla bont de bucătărie și desprindeam de pe stânci la midi, ne mă întorceam cu sacul plin, midi și rapane. Sunt o grămadă. Dar, după cum știți, se gătesc de vii, se gătesc proaspete. După ce le-ai scos din apă, le fierbi scurt, se desfac scoicile, ies melce din cochilie. Știu să gătesc, dar nu mă lasă. Nu vrea să-i omorăm, vrea să-i lăsăm acolo în apă. Pentru că, nici nu mi-ar trebui gătite, din punctul meu de vedere. Aș desface midia și un pic de lămâie direct, așa cum e. E foarte, foarte bună, foarte gustoasă. Dar merg și opărite un pic cu niște vin, cu niște ierburi, zeamă de lămâie, un pic de sare, ies minunate. Deci, dacă n-aș avea de mâncare, n-aș găsi pe nicăieri, aș intra în apă și m-aș întoarce cu midii, cu rapane, n-aș pescui. Foc să fie și tigaie, că le rezolvăm. E frumos acolo sub apă. Mai ales că aici este o vizibilitate destul de bună.